Să ne mai gândim la un aspect al problemei și anume faptul că tocmai ceea ce a constituit pare într-un fel dezavantajul Evei. Atunci când diavolul a socotit că se poate apropia mai ușor de ea și a avut această deschidere directă către și acces direct către persoana ei ca femeie, parcă evitându-l cumva pe Adam, parcă temându-se de Adam, dar netemându-se și sperând la o legătură directă cu Eva, lucru care s-a și întâmplat și care a fost numai pricina căderii ei, iar prinderea întregului neam omenesc, să ne gândim totuși că tocmai acest aparent dezavantaj al Evei, de fapt, prin puterea lui Dumnezeu și prin purtarea lui de grijă, poate să constituie tocmai avantajul ei extraordinar în comparație cu persoana bărbatului și cu firea bărbatului. Și aici am să aduc cele două situații clare înregistrate în istoria Bisericii, una în Sfânta Evanghelie, cealaltă în Sfânta Tradiție, în viețile Sfinților. Anume să ne aducem aminte că la înviere, atunci în acea zi în care practic s-a potignit toată înțelepciunea omenească, în care s-a biruit toată neputința omenească și în care de fapt a fost vădită tot necuprinsul omenesc acesta care nu-l poate cuprinde în el însuși pe Dumnezeu și puterea lui mai presus de fire, atunci când prin înviere Hristos a biruit moartea și a dorit viața întregul neam omenesc, cei care s-au îmbrănicit a fi primii martori ai învierii și anume nu din propovăduire omenească, ci direct din mărturisire îngerească au fost tocmai femeile. Așa cum atunci diavolul s-a apropiat de Eva și a șoptit acel izvor al răului pe care i-a primit în inima ei prin îndoiala față de cuvântul lui Dumnezeu și necredincioșia față de el, acum tocmai femeile sunt chemate prin femeile mironosițe și prin vederea de îngeri de care ele s-au învrednicit și nici de cum apostolii, după cum spune Evanghelia, Maria Magdalena a legat la mormânt deopotrivă cu Petru și cu Ioan, dar Petru și Ioan n-au văzut decât giugiurile și mormântul gol, în vreme ce Maria Magdalena și celelalte femei din până cu ea au văzut pe mai întâi primul înger și apoi pe cel de-al doilea trimis în întărirea cuvintelor celui din tâi, ca să arate că nu este simplă vedenie, nu este simplă nelucire. Confirmă evanghelistul Luca scurt și spune, da. Ba niște femei de ale noastre mai spun că ar fi văzut arătări de îngeri. Și nu numai, și la Matei și la Ioan se arată și se povestește inclusiv acest dialog direct avut între femeile mironosiții și sfinții îngeri, care le spun, mergeți și vestiți apostolul săi că iată Hristos a înviat. Iată deci că tot femeia are acest acces direct cumva la lumea nevăzută a duhurilor netrupești și că tocmai acest lucru care atunci i-a fost pe pierzare astăzi poate fi spre mântuire. Iar dacă ni s-ar spune că nu toate femeile se vor fi împrednicit să vadă îngeri, să ne aducem atunci aminte și poate că nu toate sunt sfinte, că iată, există și un opus al vieții de curățenie îngerească, așa cum au dus-o femeile sfinte de-a lungul istoriei bisericești, în persoana Sfintei Marie Cipteanca, care la începutul ei nu a fost nici de cum sfântă. Are o parte a vieții ei, anume în tinerețe, între cei 12 și 28 de ani, 29 de ani, cei 17 ani de viață duse în desfrânare totală și fără niciun fel de opreliște și fără niciun fel de lege sau de rânduială și care, bineînțeles că n-ar fi făcut-o nici de când sau nici de cum vrednică de vedere de îngeri sau ceva, dar iată că atunci când Dumnezeu a rânduit întâlnirea cu El și cunoștința puterii lui dumnezeiești, a fost de ajuns să se afle în fața Sfintei Biserici a Învierii, acolo unde se afla înăuntru, în spatele unei mari mulțime de oameni, Sfânta Crucea Mântuitorului și de acolo putere dumnezeiască atât de mult a fost arsă și atât de mult a fost atinsă, iată, tot o intuiție și o cunoaștere duhovnicească inaccesibilă bărbaților, poate doar nu toți bărbații care erau în biserica aceea erau înfrânați și nu ar fi făcut desfrânare și totuși intraseră. Iată că ea, în necurăția ei, în starea ei de păcătoșenie, are posibilitatea să-și o recunoască și să-și o cunoască tocmai prin această lucrare nevăzută, tainică, duhovnicească, între puterea dumnezeiască a crucii și puterea păcătoșeniei, care o face și o împiedică să nu poată intra în biserică. Și atunci, tot din rânduială dumnezeiască și iată, tot o femeie, femeia cu majusculă, Maica Domnului însăși, este cea care mijlocește și care sigur rămâne pentru toate femeile din toate vremurile și toate timpurile prima și cea din tâi apărătoare și ajutătoare pentru mântuirea lor. Pentru această femeie, pentru acest suflet păcătos, încât atunci văzând-o, își îndreaptă cu toată umilința și cu toată recunoașterea păcătoșeniei ei, rugăciunea, focul inimii către ea, ca de la femeie la femeie, să o ajute și să o învrednicească a săruta crucea fiului ei și care sărutare și închinare prin mijlocirea Maicii Domnului, reușind să o atingă, a făcut din ea după aceea, în cei 47 de ani care au urmat de viață mai presus de fire pământească în pustiu,
să o facă una dintre cele mai mari sfinte ale bisericii și ale creștinătății. Întâia stătătoare între fecioare. O să vedeți că Dumnezeu simte lucrarea satanei pe pământ și schimbă tactica planurilor sale, nu în preștiința omului, ci în preștiința lui Dumnezeu. Întâi, satana ispitește pe femeie și crede că prin aceasta a dobândit pieirea neamului omenesc. Vine Mântuitorul, se naște din fecioară și sfințește înapoi pe femeie și o duce la starea cea din tâi. Inclusiv pe Eva o scoate din străfundurile iadului. Vede acest lucru satana și se răzbună din nou. Din nou se răzbună pe om. Deci îl ia și pe Adam cel nou și îl duce în aceeași situație ca pe Adam cel din tâi. Și ce face? Uneltește toată, deci de data aceasta nu mai poate el lucra, dar înlesnește toată lucrarea neamului evresc asupra lui Iisus Hristos de a fi ucis, în care neamul evresc spune mai bine să piară un om decât tot neamul. Ei, acest om pe care satana l-a ispitit în carantane, neștiind că e Fiul Dumnezeu, l-a vrut să-l arunce pe aripa templului, neștiind că e Dumnezeu, a vrut să-i spună să închine lui, să-i dea toate verile pământului, neștiind că e Dumnezeu, a vrut să-l vadă bătut, pălmuit și scuipat până unde poate îndura, n-a știut că e Dumnezeu. De-abia când a înviat și l-a găsit în iad și a umplut iadul de lumină și a spart porțile și lacătele, de-abia atunci și-a dat seama cu cine și-a pus satana de furcă, cu Fiul lui Dumnezeu, deci cu Iisus Hristos. Și atunci, de ciudă și de răutate, ca să rămână potrivnic lui Dumnezeu și să-i arate în continuare că are aceeași înverșunare, din nou va căuta să distrugă neamul omenesc tot prin femeie. Pentru că Antichrist se va naște din seminția lui Dan, tot din femeie, și va veni să muncească neamul omenesc, dar de data aceasta nu va mai fi intervenția nici a Mântuitorului și nici a Maicii Domnului, ci vor veni alți doi bărbați cu Duhul lui Hristos și cu puterea lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul, Enoch și Ilie, și vor mijloci mântuirea neamului omenesc și vor propovădui venirea lui Antichrist în lumea pământească și vor descoperi pe tatăl minciunii, pe diavolul, care s-a născut în chip de om, pentru că satana și-a dat seama că indiferent ce chip ar lua, nu va putea birui. Dar și el va trebui să imită jertfa Maicii Domnului, deci să imită aceeași naștere pe care a avut-o Iisus, să imită aceeași întrupare pe care a avut-o Iisus, ca să inducă neamul omenesc în eroare. De data aceasta nu un Adam și o Evă, ci toți Adamii Noului Testament și Evele Noului Testament, să le inducă în eroare și le va induce atât de urât încât spune Apocalipsa că cei aleși vor fi mai rari ca piatra safirului aproape și cei prealeși vor fi corupți și înșelați până ce Dumnezeu va rândui să vină Enoch și Ilie și să se curme puterea satanei și de-abia atunci îl va lega în lanțuri și va veni împărăția luminii, deci va veni izbăvirea.